Și ca să repete istoria următoare albastră. Na. Ia-o pasta. Ia-o pasta și... Nu cred, nu cred, nu cred, nu vine să cred așa ceva. Dar v-am zis. Fac ochiul lui șef. Șef, vezi că suntem în competiție, da? Nu mă așteptam. Îmi place atitudinea ta. Da, șef, așa-i spargem. Măi, ușor, ușor, măi înțire. Deci pentru mine banda astăzi trebuie să fie de partea mea. Chiar și cu sicilian ca la noi. Nu ne pierdem moralul. Veți să mor dacă înțeleg șef, pe asta. Un vot cu o mini shawarma în stil China. Ți-a plăcut musul? Ai zis că ți-a plăcut. Mi-a plăcut musul, da. Atunci nu, ai înțeles de ce ai intrat. Gata. Am șanse mari să câștig. Și cred că este și timp. Câte sezoane au intrat numai verzi? Câte sezoane? Unul, mă. Fac 7000 de mătănie. Nu pot să cred. Chiar n-avem cum să pierdem astăzi. Și de aici a început. Normal, asta trebuie să fie verde, sper eu. Dați drumul la farfuriile verzi. Da, intră! Verde. Violetă! Păi să intre, fă Violeta, vopsită albastră! Yeah! Vopsită albastră, vopsită albastră! Acum a vopsit-o! Ah. E proaspă vopsită! Mini shawarma prinde. Ai zis, mă, că-ți place musul. Am un anticipărat. Malia s-a uitat așa la mine și aplauda așa. Băi, când i-a intrat farfuria albastră, nu venea să crede. Îmi zic, băi, frate, noi, oamenii care te-am ajutat și ai ajuns până aici, asta e răsplata pe care tu ne-o dai nouă? Pur și simplu, îmi joc orgoliu în fața lui șef Scălătescu. Dumnezeule mare, astăzi albastru a avut așa o farfurie. Știți cum e apa plată? Pe să mor de înțeleg ceva. Mă jur de înțeleg nici ceva. Nici eu, dar ne bucurăm că na. Normal, ego-ul depășea epoleții ăștia. Adică nu mai aveam stare. Foarte fericit. Chiar mi-am ieșit un pic din dezamăgirea și zic, băi, cum aș fi mă să o câștigăm? Nu știu, jur, o să pun blestemă pe banda asta. N-ai cum, frate. Nu mai înțeleg cum jurizează și care le sunt gusturile, pentru că am pus în farfurie 5 gusturi diferite. Chiar efectiv nu pot să înțeleg, gătești atât de frumos, de rafinat. Deci nu mai înțeleg nimic. Că am spus că avem 2, e bine că avem 2, nu ne luăm la 0. Clar asta și e ce mai important. Era o șansă, adică speranță avem. Încredere, nu. Oh. Uite, bă, da, aici, bă, frate, 3 farfurii și noi niciun. Este deja evident că mergem la duel. Nu mai pot. Jur că nu mai pot. Uniți-vă mințile toți împreună ca să atrageți energiile pozitive. Vorbea mai rău ca o cață. Adică nu poți vorbi într-una. Dacă azi trece... Budai, gândește-te pozitiv. Gata, fă, că ai depășit alea 10 cuvinte, mai taci din capul meu. Și dacă următoarea nu e verde, o să mă întorc. Reamintește-mi, te rog, ce au avut în farfurie? Jur. Nu știu. În sfârșit, hai. E... Mulțumesc. Doamne, asta pot să înțeleg. Acum pot să înțeleg. Ce înțelegi? Ia uite, abia acum se votează cum trebuie. N-am înțeles până acum ce s-a întâmplat. Ce dar acum pot să înțeleg de ce, ce e problemă. Ce înțelegi, Sorine? Și cum ar fi normal? De ce, mă, normal? Pentru că n-am gătit rău. Și atunci de ce dar e normal să intre verzi? Noi am gătit pentru rău. Pentru că nu e normal să intre albastră pentru că ați gătit mai prost ca noi. Așa de, cum de unde scrie? Da. Da. Unde scrie? Ia! Da, da, da. Pe gustul cui mai prost? Ce-mi place! Ce debate aici! Cred că am și demonstrat asta prin ce am gătit, cum am gătit, că merităm să câștigăm. Fai de capul meu, că nu așa trebuie să se întâmple, că doar verdele există în acest platou, că doar stridii cu olandezi. N-avea destul olandez pe stridie, stridia neprietenoasă, în afară de curry, n-avea nimic în farfurie. Dar tu ce ai avut în farfurie, domnule? Eu, în afară de musul de ciocolată care ți-a plăcut și ție. Doamne, cât de mult mi-aș dori ăștia doi să se certe aici până la 12 noaptea, mă, și apoi să vină dracului toate violetele. Singura farfurie care mi-a plăcut. Haide-mă, Violetă, mă, hai! Nu vine să recunosc. Haide, mă, Violentă, mă. Lasă-i pe ăștia să se certe. Mama, e de treabă, mă. Singura farfurie care ar putea să câștige astăzi
nu e a mea, nu e a lui Vântea. Bă, da, noi ne-am gătit mai bine ca voi azi. Ba da. Există momente în această confruntare când fiecare dintre noi simțim cam cine ar trebui să câștige. Rare ori se întâmplă să fie și adevărat ceea ce simțim noi, pentru că jurații nu sunt bucătari de profesie. Ne raportăm tot timpul la gustul nostru. Și aici greși. Cred că totuși mă voi lupta cu Cătălin astăzi. Noi n-am avut plastic în mâncare, așa e. Auzi, a zis Mino că noi n-am avut plastic în mâncare. Eu chiar vreau să văd astăzi, când o să intre în adere, o să se mai pudreze toți așa pe față cu albastru, chiar sunt foarte curios. Asta cu plasticul a fost așa, încât sunt prea inteligent astăzi ca să nu o comentez. Hai, dă-ne violetă, mă! Violeta, uite, bine, mă, du-te! Așa, ole! Good! Mă împușc. Nici o surpriză. Sunt șocat pentru că am făcut aia desert iară, frate. Rahela. Pregătește-te. Avem două. Pregătește-te să ne relaxăm. Erau super, 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 super încordați. E important să nu plec adu el. Nu vreau. Suntem obosiți, suntem epuizați. Ule! Doamne, dar nu se aliniază toate planetele de la sud, la vest, la nord, la est. Să vină verzi, toate. Nu vreau să mă avânt atât de tare încât să spun că o să fie toate farfurile verzi cum face babană de fiecare dată, dar așa, chiar dacă va fi ceva strâns, să luăm și noi o bine meritată pauză. Ernesto, merităm noi să câștigăm azi? Băi, șef, sunt 50-50, serios. În fine, dar nu știu. Sunt 50-50. Eu știu ce farfurie am montat. Eu știu farfuria și am văzut din colegii din altă echipă și de-aia am zis 50-50, pentru că o nu se știe niciodată în ce direcție merge. Violeta. Acum hai, vino. E distrus. Așa, mă, așa. Ce? Yes! Asta e pentru plastic, apropo. Trebuie să nu-ți rămână în gât. Și uite că mai intră încă una verde și deja încep să mă enervez. Surprinzător. Asta e, de fapt, surpriza. Egalitate perfectă. Jocul se resetează. Și începem de la zero, iară. Bam. Și pe aia, bam, tot e albastru. Bam, tot e vers. Plecăm iarăși încă o dată la proba individuală. Relaxați-vă, dragii mei. A? Nu mai pot, frate, nu mai pot să duc. Relaxați-vă. Acum că bătrânul nostru înțelept aici, Sorin Bontea, e fericit. Încă nu. Mi-e milă de coștă la de gunoi. Mă, nu mai hamăgi atâta, mă. Bine, mă! Ole! Surpriză. Deci facem 3 farfurioare. Păi eu n-am văzut în viața mea. De când a fost în echipa MOV, așa, la mijloc, 3 farfurii. M-am rugat, am făcut 1.000.000 de preghere, am spus, nu mi-a dat nimic. Cum făceau mapa și ea? Punea urechea să vadă când vine trenul. Aoleu, vreau și eu să aud cum vin toate violetele acum. Câte probe nu i-ai auzit vocea? Mult. Cum faci acum? Violet! Violet! Aș muri de râs dacă pierde astăzi. M-aș c***a pe mine de râs dacă pierde grasul ăsta. Maxim! Să văd ce face cu tarabana și cu alea, cred că și-o face pullover cu anchior. Violetu! Pa! Bine, mă! Mamă, ce frumos! Surpriză! Doamne ajută! Nu pot să-mi închipui, șef Bontea nu poate să-și explice. Deci farfuria noastră a fost completă și a fost exact ce trebuie. Aici nu se mai respectă oricum nicio regulă, așa că... Dacă mai luăm o farfurie, sunteți de acord să-i o donăm lui Sorin Bontea? Nu! Nu dăm nimic la nimeni. Ba, din contră, luăm concurenți. Îi luăm și îi trimitem acasă. Amu, mă așteptam la alta atitudine. Băi, îmi pare rău, Sorin, am vrut. Eu chiar am vrut. Mai sunt 3 farfurii. 3, da? 3 farfurii, da. Dacă vin te-a bas, am și ca proba.
E greu ce se întâmplă, Doamne, feri. Totul e chill, stați liniștiți. Asta. Dacă intră un albastru, avem șansă. Dacă nu intră niciun albastru, nu mai avem nicio șansă. Dacă în momentul de față nu mai apare niciun verde, care verdele mai are așa o mică speranță, dar nu cred că mai mult de una verde ar putea să mai intre. Mai sunt trei, da? Dacă mai intră una violentă, e perfect. Dacă intră mă și eu. Una ne mai trebuie. Trei verzi. Hai cu albastru! Sunteți pregătiți? Sunt pregătiți să dansez. Da, mai sunt trei farfurii, dar nu spune categoric nimic. Doar ce poate să intre toate trei verzi, ori toate trei albastre. Că dacă nu le băga pe toate mov, nu? Deci e prima dată când mă pe mine, jur, la propriu, nu mai pot. Mamă, mamă, ce presiune și prost, nu pot să cred. Una. One violet. Nu cred. Bă, una violetă. De Doamne, mă. N-aș vrea să-l dezamăgesc niciodată pe șef Cătălin. S-a chinuit ceva cu mine cei drept 4 ani. Și e greu să iei un copil mic și să-l duci pe un drum. Și-am dat de Iosif, de Sorin, e altceva. Haide, mă! Haide, mă! Haide, mă, că am avut farfurie frumoasă astăzi. Chiar dacă o să fii în momentul ăla când o să plec acasă, dar vreau să plec cu fruntea sus și să fie mândru de ce fac. Pe o scară de la 1 la 100 nu am atâtea zerouri să mai pun după 100 de multe miliarde, miliarde de ori. Mai mult ca niciodată îmi doresc să câștig proba asta. Te rog. Fac guler! Bine, mă! Bine, mă! Bine, mă! Doamne! 7! Este! Deci singura chestie pe care n-am luat-o în calcul când am zis că o să câștige Cătălin, nu m-am pregătit psihic pentru Cătălin câștigătorul. Când câștigă, Doamne, e demență, e, nu știu, zici că a luat Steaua Cupa Campionilor din nou. Asta e. Doamne, mulțumim. Ți-am zis. Jocul zem. Am zis că să câștig două, am zis. Ce să facă și Sorin? Eu consider că ați gătit bine asta. Vorbesc foarte serios. Mulțumim. Alex, mulțumim. Chiar ați gătit bine. S-a gătit mult, s-a gătit bine, s-a gătit gustos. N-am avut treabă cu chestia asta. Dacă nu se gătea bine și era brătâmpenie, eram de acord. Da. Dar de data asta chiar s-a gătit bine, s-a lucrat foarte bine în echipă. Pară frumos? Ma, s-l buple? Funny. Bă, nu mai fi supărat. E nimic funny. Hai, mă, că și tu ai zis că am gătit bine. N-am spus că ai gătit rău, dar și noi am gătit bine. Poate că nu i-am nimerit pe gust. Doamne, dar aveți și data viitoare tot mos de ciocolată să faceți, nu? Să nu schimbați dracu rețeta. Să nu prinde schimbați. Bine. Și iată că fără mine câștigă echipa MOV. Deci e frustrant. Mă oftic că au câștigat și mă oftic că au câștigat fără mine. Pe nu vreau să pun la un anumit. Și spui pe ce ai luat 7 farfurii astea, spune că nu era japonez ce am gătit eu acolo, e palalila. A răspuns foarte urât. A început scandalul între Cătălin și Florin. Pe ce ai luat 7 farfurii astea, a fost întrebarea. Pe 5 feluri de mâncare gătit de 7. A mai fost și în Japonia, ce el nu știe ce a gătit în farfurii. Și ce, vrei să câștigi tu cu vinete pane? De când vânăta prăjită o ridici la rang de tempura, pe bune? Pe ce ai luat tu 4 farfurii azi? Eu n-am fost în viața mea în Japonia, orez prăjit. Nu pot să-mi spună că sushi ăla era o...
prostești pe în față. Dacă aia era o mizerie și a câștigat 7 voturi și mizeria ta mai mică a câștigat doar 4, vine tele tale pane cum erau și mama aia le face mai puțin. Ce erau, bă? Și așa, na, greu de digerat între ei discuțiile lor despre mâncare, despre cum s-a gătit, că unul face aceleași preparate de 3 ori la rând, că unul nu a fiert orezul și că a fost crud și că nu știe despre mâncarea japoneză. Da, asta de ale lor discuții, zic eu, nimic nou, normale. Ce să mai spun eu care n-am nicio farfurie? Vreau și eu o pancardă în care să fac protest, că nu cu zero. Ce pot eu să mai comentez în asemenea moment? Zero farfurii. Mă rog, nu conta că era una, că erau două, tot pierdeam, dar zero. Supa n-a fost bună, vita iarăși n-a fost bună, revetele n-a fost bun, tataki n-a fost mâncare. Îți place sushi crud? Orezul a fost crud și atunci le-a anihilat și le-a eliminat pe toate. Dar noroc că știm să facem vinete, pane din toate pozițiile. Și luăm 4 voturi și mai și câștigăm probleme. Nu mai plânge că ai făcut 6 sezoane, mă, piure. Băi, eu nu plâng, bă, văd că tu plângi, bă, băiatule. Te-ai desumflat, ieri erai atât, erai pe sus, nu mai vorbeai cu nimeni. Absolut, te-ai desumflat de tot. Oh. Nu m-am desumflat deloc. M-am săturat să mă cer cu tine. Pă, bune, păi și atunci de ce începi? Nu ce, bă. Băi, arunci piatra, arunci, ascunzi mâna, ce facem aici? Las-o așa. Eu o las, n-am o problemă să o las. Dar așteaptă-te să-ți răspund la orice spui și la orice faci. Împotriva mea. Te e de Sorin, e treaba lui ce faci. Eu am luat zero farfurii. Ce pot să mai comentez eu astăzi când am luat zero farfurii? Tată, iartă-mă că am reacție. La acțiunea ta. Okay. Aia, acțiune, reacțiune. Dacă tu vii la mine și mă iei de sus cu ce ai luat tu bă 7 farfurii astăzi cu orez crud, iartă-mă, dar vinete prăjite, pane 2 zile la rând și mama se plictisește de aceeași mâncare găsită zilnic. Da, mă, dar nu când maica ta n-a fost nici aseară, nici în seara asta. Da, dar ești tu și gătești în fiecare zi. Nu gătesc eu, n-am pus mână. Da. Da. Chimia dintre Florin și Cătălin este imbatabil. Legătura este foarte strânsă. Eu le-am mai spus să-și iau o cameră, poate cine știe, să reglează problemele. Love is in the air. Pa 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 pa. Eu m-am hotărât. Deci, data viitoare, zero, nu mai vorbi. Data viitoare fac și o tempura. Păi da, e la modă, mă? E la modă, dacă e la modă... Păi da. Și orice orez prăjit poate să fie și japonez, nu e problemă. Sayonara, shiitake. Nu fi supărați că am luat eu zero farfurii, vă rog. Nu mai plângeți pentru mine. Liniștiți-vă. Bine. Lachia! I'm a lucky son of a gun. Work it out, sleep it out, sleep it out for fun. La 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 la. Prima farfurie a venit în dungi. La 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 la. Donna il mobile. Eu am o chestie în cap. Dacă au primit dungile farfurii, înseamnă că noi vom primi mai multe. Sper să nu fie singura. Dacă te duci prea mult euforia, după aia când te duci în downii, mă bag în cuptor. Lasă-mă, le băgăm în cuptor. Ce, n-ai mai fost la duel? Da, da, am fost. Ce, nu-ți place? M-a obișnuit. Ai văzut? Nu. Fost fi ce a fi, nu contează. Deja acum a scălit de duel. Dacă într-un duel e greasă pentru că nici cu reclare și pentru oricare dintre voi. Ok. Bun, prima niciodată nu e relevantă, niciodată n-a fost prima farfurie relevantă, nu înțeleg ce ar fi astăzi relevantă, ok. Dacă se intră la duel, e groasă pentru toată lumea, mai ales pentru voi doi și pentru ceilalți trei. Dă mai departe. Dă mai departe. Nu am înțeles. Nu am înțeles nimic. Nu, dacă intram la duel, trebuie să ai grijă de toată lumea și toată lumea trece mai normal, departe. Normal, asta trebuie. Să fie și azi la fel de strâns. Nu e nimic rău până aici și farfuria lui Bontea a fost destul de gustoasă. Achila, hai că învârtita care am jucat afară să-mi aducă noroc măcar. Măcar la 6 să ne fi plăcut. Pătrățchi. No, hai. Momentul ăsta e infinito. Asta e banda. Stai și te uiți, te uiți, cinci mai atent, mai ești pe panou, iar te uiți la bandă. Ce e? La 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 la
Lucky, lucky, lucky me. Tan, 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 tan. Hai, asta-i Italian style, nu? La, 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 la. Măcar în sârmurile două. La, 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 la. V-am spus că n-a fost rea porția de pastă pe care au făcut-o ăștia-i mei. Haide! Mireu, mireu, fiu, arlinile astea blestemate, ai deula! Și nu... Eu zic că noi astăzi să câștigăm cu zero și după aia întorcem. Nu știu ce prezintă asta. Păi că să câștigăm cu zero. Adică două, trei, ceva de genul și după aia pe la noi. Nu cred. Nu e bine. Cristi, Prizia, Robi, nu prea au încredere. Bă, că astăzi nu câștigăm. Nu o să câștigăm, că iar intrăm pe egalitate. Dacă ar intra o farfurie în carouri, ne-ar da o speranță în acest moment. L-ar ajuta și pe Cătălin puțin, că e destul de negativist. Mergem la proba individuală și asta e. Ce să ne mai stresăm? Ziua și probabil că îmi dă mie temeri că nu vom câștiga sau că vom avea probleme, e farfuria destul de la bulimă. Pentru că a fost diferit față de noi. Concentrează energia. Concentrează toate energiile, Luca. Hai, am una, e bine. Măcar ne luăm la zero. Hai, la cât mai multe, la cât mai multe. Vreau să închid ochii și să mă fac că n-am văzut. Deci nu o să poate, mă, așa ceva, nu știu, supărare maximă. Da, m-am bucurat că șef Cătălin a dat cu piciorul în tomberon ăla, că pe mine mă nerva capacul. Că nu se ridica mai niciodată. Cam că tot e bine la noi. Cam că tot te ajung până la urmă. Cu întârziere, dar tot te ajung. Bă, încerc să mă calmez, efectiv, colegii mei auzeam. Nu, că o să câștigăm, nu, că vin toate, Paul, că vin toate. Bă, lăsați-mă, frate, lăsați-mă. Crizia, cred că astăzi a fost violat de șef Cătălin. Dar eu cred că în sinea lui, cu siguranță, are încredere în frate noastră. I-a plăcut foarte mult ceea ce a gătit alături de noi și... Lăsați-mă, că am mai zis că vin toate și, de fapt, vă vățăție morcovul, că intrăm la... Ce să mai spun, realiști, intrăm la individuală. Niciun pătrățel nu mai vine, sunteți nebuni. Bă, vin tăte. Tăte vin, ascultă. La urmă tăte vin, îți dai seama. Nu, nu. Trei. Noi sunt opt. Loc citim mai e, da. Hai, mă, nu cred. Nu să mă pun la două. Nu cred, pentru că n-am avut o farfurie absolut deloc rea. Nu. Atragem energia pozitivă. E numai 2-1. Da, Luca e personajul lui, nu-l scoți din a lui, el e fericit tot timpul. Nu știu, nu pot să-mi imaginez cum e să fii fericit tot timpul. Dai, dai, că vezi ceva, să-mi mișcă în aer. Am multe mai sunt de niciodată, frate. Și n-am mai câștigat de mult. Nu pot să cred așa ceva. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma. Ciao, ciao, mamma. Bella, hai! Bella, hai, lasă cu ceva. Hai că un cuptor avem pornit. Avem doi invazori aici. Invazul 1, invazul 2. Fantezia, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Lucky, lucky, lucky me, I'm a lucky son of a gun. Work it out, sleep it out, sleep it out for fun. La 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 la. Suntem pe drumul cel bun. Tararara. Bucurați-vă, dragii mei. Lucky, lucky, lucky boy. La 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 la. Da la 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 la. Mai dă-ne, Doamne, dă-ne trei. Ar mai fi una de intrat. Aiure. La 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 la. Woo! N-am cuvinte acolo, n-am cuvinte nici aici. Mamă, dacă avem azi 0 sau... Dacă avem azi cu 0, e nașpa tare. Nu puteți rămâne cu 0, stați cu nici cu 1. Oh. Carouri. Da.
ne-am luat o țeapă maximă și în loc de burine am văzut pătrățele. Acum mă uit și de-aia n-am reacție imediată, pentru că mă uit de 10 ori. Ce, mă? Noi, una. Bine, mă! Bine, mă! Asta e, nu fi focul față de masă. Asta e, na. Trebuie să mănânce și oamenii pe ceva. Hai că am făcut și noi cât bulinuțele. E, gata. Măcar am văzut una. E pierdută proba, nu mai să mai fac. Matematica nu mai e de partea mea decât dacă următoarele toate sunt buline și dacă următoarea care intră este bulină, să mă relansez. Alo, băieții, hai. Dacă tu mâna doilea aveți grijă și de ei, să nu-i lăsați facă cu să. Nu știu. Pe mine mai nervi. Nu mai vreau să intru la dueluri, că mă simt depășit de situație. Deja nu mai bucătare. Pe mine persoană mă spre duelul, pentru că știu ce urmează, suntem aproape de semifinale. Știu că vin probe în care ți se impune un anumit ingredient, un anume specific. Că mai are un pic și ne pune zgâtin cu picioarele, cu ochii închiși. Și mi se pare că mă simt un pic depășit de situație și mă enervez. Vă rog să-mi dați o trei. Eu n-am mai întâlnit așa personalitate ca și Luca. Să fii fericit tot timpul, orice se întâmplă, nu contează. Suntem de 6 zile la duel. Ok. Suntem așa de hrăniți de duele ca câinele de lanțe, serios. Ai zis, șef Sorin, câinele de lanțe, exact așa și noi. Eu mi-e groază să mă duc chiar la duel. Stai, Mărie, liniștit. Ai murit până acum? N-ai murit. Cine nu te omoară, te faci mai puternic. Dă-i înainte, frate. Dați drumul la bandă să vină farfurile. Ia, tată, ia, hai. Ia, zi, tati. Hai să stăm așa, băi. A? De aici. Ia, zi, tată. Dă-le, mă. Hai, vedem și una, hai. Nu e doar de una, fraților, n-am cum doar o singură farfurie. N-am cum o singură farfurie. Mein liebe Freund, alo, Herr Catalin. N-ai cum o singură farfurie, frate. Și n-ai cum o singură farfurie. Nu cred. Bun. Nu cred, n-ai mă cum, nu cred. Nu cred. Hai. De departe cea mai slabă. De departe cea mai slabă pastă. Fiecare câte una! Ce să vă mai spun? Au intrat alea care trebuiau să intre. Adică farfurile colegilor mei foarte bune, dar asta a avut acel... Noi chiar am gătit ceva altfel. Ceva care să facă diferența. Și s-a văzut diferența mare. 7 farfurii la 3 și 1. 3, 1, 7, ăsta e 1X! Dar toată lumea a simțit că astăzi a fost un pic, nașpa, de util astăzi, am simțit un pic de obosal din partea de toată lumea. Mi se pare că nu ne-am organizat suficient. Ce vă zic? Adică din toată povestea asta, o singură farfurie se întoarcă mult prea puțin, sincer, mult prea puțin și... Este foarte rușinos să luăm una. O farfurie este foarte urât, foarte dezamăgitor pentru noi. Eu astăzi sunt dezamăgită de echipă și inclusiv de mine. Da, suntem, îți dai seama că suntem la pământ cu moralul, pentru că aveam nevoie de victoria asta ca de aer, pentru că suntem într-o situație foarte neplăcută, într-un battle în care n-a funcționat lucrurile așa cum ne așteptam, iar duelul nu cred că mai e prietenos. N-am ce să fac, n-am ce să fac. Ne asumăm și mergem mai departe. Am luat-o în barbă, dar ne ridicăm capul sus și încercăm să ne revenim. Ce dracu ți-am zis, mă, că vin tăte? Bă, Riza, ți-am zis că vin tăte farfurile sale, bă, ți-am zis, bă. Bine, bă! Bă, ești nebun la cap! Ți-am zis că vin tăte, tu ai zis că nu vin, mă, că vin tăte, mă, în sfârșit, mă. Bă, ești nebun la cap, a rupt preparatul nostru, a rupt, bă, băiatule, bă. Hey!
Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Bă, nimeni n-are nicio scuză astăzi. Niciunul dintre ei n-au nicio scuză. Nu au. Trau de unde. La final, nimeni nu mai vorbea cu nimeni. Ai, ai, ai. Nu de toată gena. Ar trebui să fugim. Să ne luăm, să ne țipăm în Someș. Stai, Someșul în Cluj. În fine, în ceva apă pe aici, pe lângă noi. Da, pe o parte mă gândesc, băi, tot bine că strișul nu-i zero, cât era zero. Eu mă ducem singură, plecam acasă. Înainte de duel, plecam singură acasă, de rușine. În fiecare dată când gătești un ceva, emoțiunea și momentul ăla îl simți tot pe farfurie. Pentru că bucătăria și gustul e armonie. Și cine o mâncă, simte că a fost în altă farfurie mai mult armonie decât a noastră. A patra victorie. Bine, mă, băi. Suntem fruntași. Din nou noi am câștigat patru. Fruntași! Fruntași! Din nou am câștigat patru. Cu cât înaintăm mai mult în acest concurs, care a devenit apăsător, orice etapă câștigată e un super plus pentru echipa care câștigă și este un foarte mare handicap și un minus pentru ceilalți, pentru că oricine este pasibil de plecat acasă. Țineți-vă de probă, gătiți pentru probă și nu plecăm. Asta e cel mai important. Intrăm la duel cu echipă de 4 persoane, o echipă sudată care nu prea mai are clienți la eliminări. Ai mei sunt doi acolo pe poziția în care ar putea să plece acasă. Nu, e o probă grea. Uitați-vă unul la altul. Puteți să vorbiți, nu trebuie să gătiți unul pentru altul, că nu e cazul, dar puteți să vorbiți unul cu altul. M-am înțeles? Hai, da, șef. Luca, imaginează ceva frumos. Ceva bine, bine. Hai, Marie, că a fost bun, da? Serios, nu mi-a plăcut foarte mult. Bă, să trec de la o stare la alta, ești nebun? Felicitări, Cătălin, felicitări, pătrățelor. Dragii mei, poate aveți altceva de făcut să vă sărbătoriți. Avem niște baxuri de bere. Vă rog frumos, pe aici, pe aici. Mergeți să petrecem. E ziua Cătălin seara asta și vom ieși undeva la terasă. Cum gătești? Bine. Băi, mai zi o dată. Foarte bine. Băi, zi, cel mai bine. Bravo. Spor să aveți. Să nu cumva să te lași. Spor să aveți. Să fie așa. Spor să aveți. Da? 30 euro după. Da. Pe Foca nu-l văd bine. Pe Foca îl văd că am pierdut, că am rătăcit. Lasă-i să plângă, să se scoată între ei afară. Hai, și nu se câștigă în finală. Battle 11, să fim tot în 5. Ok? Da, șef. Hai, să nu plecăm patru de aici, că e nasol. Hai. Bulina! Mă bucur că intru cu dungile la individuală. Vreau să plec o dunguliță acasă. Hai, gătiți bine. Da, șef. Ai auzit? Da, șef. Bine. Hai. Ăsta, bă, cu el. Nu mai suport. Se poate să avem și un nou? Deci am, nu știu câte battle-uri la rând, în care în fiecare duel mi-a plecat om acasă. Hai vedeți ce n-ai să mai întâmplă și azi. Sunt în faza mea de a trage energia. Iau fluxul. Ia fluxul. Ce zice fluxul, Luca? Că acum vine altă farfurie. Trebuie. E clar că trebuie să-i treabă. E ready. Poate să fină 10. Mă doare capul de cât energie am băgat în aceste farfurii ca să le schimb în dungi. Am una să fie a noastră asta. Ar fi bine, asta ar fi bună. Da. Nu am chef să plec acasă cu fix la final. Infernul devine din ce în ce mai dureros pentru că ne apropiem de semifinale. Este normal ca dorința să fie aprinsă. Fiecare membru din oricare echipă se jupă la noi să vină ca să nu mai intrăm la proba individuală. E prima zi de liniște în platou, nu mai ori liniște ca rău, nu mai e frică. Astăzi le e frică. Și le e frică de burger în mare parte tuturor acum. Nu, asta e chemarea. Da. Începe Paul să bată din clopoțel. Pentru că am zis noi că dacă batem din clopoțel, vin farfurile cu carouri. Haide. Opa, să trezesc. Da, să se sune până dimineață. Carou. Ah, hai mă că e bine. Du-te, bă, de aici. Ah, nu-mi place deloc ce văd, dar n-am încotro. N-ai cum așa ceva. N-ai. Nu se poate. Una? Să ne mulțumim cu una sau să mai așteptăm? Hai să mai așteptăm. Pentru că șef era cumva supărat. Trebuie să-l lucrească cineva. Room service. Hai!
Mie mi se face rău, frate. Am și uitat să mă bucur. Să te rog eu, calmează-te odată cu sărăcia aia, bă, omule bun. Cava, aș mă duc. Acuma! Da, acule, de treabă. Du-te, bă, n-ai cum. Oh. Opa! Hui! M-a luat cap. M-a luat cap. Încă, încă restul. Încă pat. Doamne, vreau să știu aia nenorocită de buline, că nu mai rezist. Parcă am mai prins un pic de glas. Bă, numai 10 puncte n-am mai luat, așa că... 10 farfurii, 10 farfurii, 10 farfurii. Mă bucur că l-am trezit pe Cristi, că na, el dormea în papuci. Mamă, de ce îmi îngheață inima asta? Îmi leșin aici, șef. Noroc că sunt scurt. Trăgem polul în cap. Am săturat de duel. Am săturat să pierd. 1, 2, 3... Ți-l bagă în fund. Mă, dar... Încetează că ți-l bagă în fund. Eu aia o zvâr în tomberon, sunătoarea aceea. Ceva ca și cum știi o albină care te bâzi și face și tot face și nu se oprește niciodată. Noi. Am prea multe pătrățici pe aici. Băieți, de aici încolo e cu șanse. Am trecut de partide cu 2. 6-3. Nu trămăm. Dacă avem 3 pătrățele, înseamnă că bugetul redus a livrat ceva interesant. Greu, bă, băiete, greu, rău, bă, greu, rău. Greu vine, bă, da. Mai avem nevoie de 3 farfurii ca să câștigăm probă. N-ar fi imposibil. În temă și e foarte bun. Mai apasă, hai, că poate am ghicit secretul acestei benzi. Da, tată, cum vreți, cât? Dă mai repede, mă, nu clobot, că vin toate acum. Ce să fac? Trebuie să stau să suport. Hai că mai dăm mai acum, dăi. Dă-i să enerveze, să vedem ce faci. Prin glas deja viperele. Asta e chemarea. Aici, să bătem cu rândul. Opriți-vă odată, clopot. N-am mai putut psihic. Mă moară banda și mă moară și ăștia cu nervii. Nu mai pun nicio să te jur. Păi noi avem nevoie de farfurii, dă-i din el. Așa e chemarea, da. Parcă clopoțelul ăla era blestemul celorlalte echipe. Bun. Nu-i rău, stai așa. Că mă revin. Nu cred așa ceva. Uite că hai că v-am chemat și vouă una. Începem să o îngulinăm. Nu cred. Mai sunt 6, ori o luăm cred. Toate ori. 3-2, mai sunt 6 farfurii de intrat. Abia acum trebuie să intre bulinițele. Ați văzut că a fost cu noroc? Mai bate acum sau nu mai bate? Să mai batem sau nu? Mai apasă, mai apasă. Nu mai bate, că e enervant, ajunge suficient. Dă-i mai mult, dă-i mai mult. Da. Sincer, nu mai suport clopoțela. Lasă-ne, mă! Dă clopoțelul. Nu. Șef, sparge-l, te rog frumos să-l spargi. Paule! Paule, dă-mi-l mie, dă-mi-l. L-am prins cu piciorul la Paul. Paul, la, nu-ți dau clopoțelul. Te mai prind că mai dai în el să nu arunc cu chestii după băieți. Ce vă? Ea mea, te rog. Clopotul tău cu tot. Asta aici. La bancul dumneavoastră. Scărădesc, hai să dă-mi mie clopoțelul. Exact ca și cum te bați cu vărătul pe jucărie și vine Mota și spune dă-mă mie jucăria că nu ți-o iau ăsta. Și dă-i jucăria că e safe. Dacă vreți, vă bat eu. Am clopotele voastre să-mi bag. Iar te-ai supărat? Toată situația cu banda mă duce într-o zonă de haos și de emoție și panică și să mai apară încă un factor de stres în plus, din punctul meu de vedere, e super aiure. Nici nu știam că se mai întoarce, adică s-a enervat foarte tare. E pe nervi. Order! Eu bat morse. Chem pătrățelele. Nu ai jucării când ești mic, n-ai ce să faci. E bine să le bag în creier. Chemarea pătrățelele. Atât. Hai, da din clop. Te iubim. S-a întors. S-a uitat frumos, dar tot la mine. Iar le rupe. Dă din clopă. Rupe. Dă din clopă. De aici. Dă din clopă. Să nu-mi dai în cap.
Doamne, ia să vezi că îi curge sânge din timpan acum, de facem alte belele. Atâta poți, mă? Pe bune? Mai dă-i! Mai dă-i, mai dă-i! Și eu nu mai băgam seama, gata. Calm. Nu se supără nimeni când pui tu muzica. Acum când pun eu muzica, te supă. Băi, băi, oprește-te, bă, omule. Deci, tu vii DJ, sunt și eu DJ. Poftim. Dar te iubesc, să știi. Ești, nu, ești insuportabil, frate, ești insuportabil. Nici prin cap nu mi-a trecut că o să am vreun conflict de vreun fel cu Dumitrescu. Dacă te eram de nervos, nu mai sunt nervos. Dumitrescu, te iubesc oricum. Și îmi place muzica ta. Și Bonte era puțin iritat, și concurenții lui Bonte, și concurenții lui Dumitrescu, eu n-am înțeles ce s-a întâmplat cu ei. Dacă între toate pătrățele, eu o să mă bucur muțește așa. Băi, nu suntem la Catedrala Mântuirii Neamului. Hai, hai cu 6 bălinuțe. Dale. Nu cred. Nu cred. Mai intre și pătrățele. Bine, mă. Carouri, mă. Bine, mă, că-mi crezi că-s buline. Ei. Ferească-mă, sfinții. Iar suntem la duel, băgăm aici. Doamne, nu, iarăși. Mai sunt 5, ori intră 5 la buline, ori dacă nu, una să mai intre la deci noi. Deci bulinele mai au o șansă. Parcă simțeam victoria din nou și e o senzație foarte plăcută. În viața mea. Deci pregătiți-vă, eu îmi dau jos șorțul și mă duc afară. Dacă câștigă ăștia pătrățelele, eu mă duc afară. Deci nu are rost să stau aici, că înseamnă că nu știu să fac nimic. Așa ceva n-am văzut în viața vieților mele. Tu mă riem, zic, eu îmi dau șorțul jos, mă duc acasă. Zic, vai, tu taci din gură, te rog, din sufletul meu. Zic, taci, lasă-mă, că nu mai nebunesc aici. E ultima șansă. Singura noastră șansă era ca următoarele 5 să fie buline. E ultima șansă. Pregătiți-vă de individual. Dacă următoarele 5 nu sunt buline, de duel, clar, nu mai scăpam. Și dacă se face egal, nu cred că mă mai salvează tot pe mine. Adică m-a salvat deja de 2 ori de duel, trebuie să dau din coate. Salvează-te cumva azi. N-am ce zis. Mă uit în stânga, în dreapta, doar bucătari. Zic, gata, s-a dus. Cred că iau și... Cum să dau eu afară de acolo? N-am ce zis. Că și ei intrăm la duel. Nu mă interesează, câștige bulinele. Mă bucur să câștige. Măcar să câștige șef Florin. Da, da, da. Numai să nu câștige ei. Bine, bă, bun. Opa. Bun, ca noastră una. Bun. E, da, mi se pare normal pentru că am gătit bine. Nu cred. Ha. Intrăm la duel. Hai, să ne liniștim. Din acest moment, orice șansă, orice speranță de a câștiga betul s-a dus și sigur că intru la duel. Singura variantă, opțiune pe care o mai am este să apară o egalitate din nou și să-mi salvez un om. Te pămânești că ultimele 4 sunt buline. Eu m-am dus să-mi iau tocătoarele frumos, să mă pregătesc de duel. Hai, mă, stai aici până se termină banda, gata. Stai aici până se termină banda, Cani, și vedem după aia. Bă, mai poate câștiga Bontea. Bontea poate să câștigă. Poate să câștigă Moia, să poți fi egal. Dacă e 4-4-3, toată lumea la duel. Da. Tu data trecută era la un punct de plec. Înțelegi? Nu, cât să mai duc asta, zic că iau numai mult 12-13 puncte, așa, și dacă e 9-2 puncte în plus. Deci trebuie să fac fătrele de 13-14 puncte. Da. Eu? Da. Adu-ți aminte ce ai gătit la început, când ai luat farfurii bune. Dar nu te mai frustra și nu te mai nervi. Bine, bă, bun. Bun, bun. Doamne, Tătucă Sfânt, mulțam, Doamne, că mi-ai mai dat. 4-4, da. Bun, nu ioi, poci, Doamne. Nu poci, nu poci. Epa, gata. Epa. Opa, e, hai că se îngroașe treaba. Deci, aveți grijă de asta. Da? Bă, nu te complica. Poți să-mi îl pun înapoi, că vreau să lucru, să-i dau afară unul din ei. Am deja 8 farfurii. Mă, am nevoie de 2 farfurii, am deja 4, adică nu e mult. Băi, Bontea, băi. Te-ai trezit târziu cu para, băi, Bontea, băi. Para, para, para. Para, para, para. Cred că era prea mare burger. Asta e. Când te superăm că-ți vine un burger prea mare? Alo, luați burgerul ăsta înapoi și aduceți unul mai mic. Ce înseamnă nesimțirea asta de burger mare? Pam,
ba, ba. Vine, bă, bun! Uite că ne-am dat o bontea cu para. N-ai cum, frate, n-ai cum așa ceva. Pară. Dungile mult așteptate. Bun! Bun! Am speranță, nu mai stau. Uite, ia să șup afară, uite cât e o speranță, o speranță, o speranță, o speranță. Dar să mi le țin în coasă, nu margă la pătrățele. Mi le țin către mine. Cinema! Bun! Da! Ai furat! Para! Nu mă interesează ce zice Cătălin. Data viitoare tot pară fac. Ce treabă ai cu Cătălin? Pară fiartă o fac oricum, orice-ar fi. Aveți grijă ce gătiți. Bum, bum. Uite că ne-am încercat să dăm în Caterinca și în glumă și de fapt am dat-o în horror. Pare rău pentru... Eu nu mai înțeleg nimic. Fiecare dată când noi facem farfurie de fițe, nu vătează nimeni fițele și în momentul în care e farfurie de fițe, se vătează fița, știi? E oribil că o luăm la zero. Mai ales cu burgerul ăsta în care toți aveam încredere. Că e zero, că e una, tot la del merge. Hai că tot la del se mai... Bravo, bă, copii, în 30 de minute ați gătit asta. Azi, în 30 de minute, nu? Se poate. Bravo, copilul meu. Ne-am descurcat senzațional și astăzi. Toți din echipă au contribuit cu ceva. Înseamnă că am o echipă forță. Iar o ia încet. Doamne, sper să mă bucur la altă culoare. Exact ce v-am zis. Bine, 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 bine. Azi începem bine. E bine. Păi ce? Păi ce, mov? E grețos, mă. Nu știu, mă, nu să știi gustul omului. N-ai de să știu, dacă ție nu-ți place asta. Exact ce v-am spus eu. E prima farfurie, întotdeauna la prima farfurie nu te enervezi foarte tare. E prima farfurie, mai sunt 10 în joc, avem șanse. Scărlătesc una. Deci, bă, nu ca la ultima, când a luat zero. Da. Acum? N-am luat piele. Dumnezeule mare, încă m-am dureri de cap așa cu zero farfurii de la tura trecută. Am luat o farfurie, gata, ne-am liniștit. Oare? Aș fi că intre și următoarele, taci. O să știi ce se întâmplă. Nu știu, fiam, ce, Doamne iartă-mă, trebuie să facem? Dar nu înțeleg de ce echipa lui Dumitrescu tace, că acum nu mai e pe amuletă. Dar de ce tăceți, mă, că nu mai sunteți pe amuletă. Puteți să vorbiți, dacă vreți. Bă, Dumitrescu e strănută și tu să văd că ești viu. Fără nicio aroganță, fără nicio figură, stăm acolo în banca noastră și așteptăm farfurile. Oi, Dumnezeule mare. Nici mai vine să mă mai la banda asta, jur. Deci m-a stors, de toate cele să-mi bag pe cele. Da, nu mai pot cu banda. Durează prea mult și nu mi-aduce farfurii pe placul meu. Și o urăsc. Doamne, vine vreun an? Bine, mă! Bine, bine! Băi, și mov iar! Foarte lumea cu opulență! E bine! Bă, două naibii! Și a doua tot mov, s-a umflă vena la cap. Mă apucă nervii. Deci proba asta e o glumă. E o glumă pe care noi nu o gustăm. Două Scărlătescu. Mamă, și i-am zis că nu ia niciuna, ești nebun. Gustos, drăguț, finuț. Taci, mă, că mănâncă lumea pește crud, le place. Hai să vedem. Ce ziceai, Florine? Bravo, pâine extra. Nu mai zic că ei sunt pe mute. De hai, mă, că sunt primele două, calmează-te, mai aveți, nu? Ce, mă, mai poate... sunt nouă farfurii, da? Diferența între stiliștii de câini și stiliștii de oameni e că stiliștii de câini mai mănâncă și pește crud. E ok. Cum ar zăci colegul nostru își pic, ce, că să zis, fii bine, să fie rău. Eu n-am zis că farfuria a fost nasoală, zis, doar că e la risc. Dar mai sunt nouă de intrat Storinaci. Tot nu cred că poate să câștige. Așa mi-a și a treia. Doamne, ferește. Mamă, zâmba picior, frate. Fă, roagă-te puțin. S-a rugat, s-a rugat, s-a rugat, s-a rugat. Da, îi mai spun Narcisei, fă, mai roagă-te puțin cu aia, cu pupația și cu... să-ți dreg, să-ți fac, să așa. La muf, Doamne, dă-i farfurii. Dă-i așa liniate, cum îmi place mie să intri. Și vine așa, încet, încet, ca mama e de la țară. Albastru. Să-i dă timp.
Nu pot să mă bucur. Ce, pentru ce să mă bucur? Eu farfurie, mai sunt 8 farfurii. Nu-i la zero! Hai, una. Bă, suntem singura echipă care înșeală la zero deloc sezonul ăsta. E, dar mai aveți. Mai aveți timp. Doamne ferește. Bă, mai-și piciorul în cartoful ăla. Doamne ferește. Doamne ferește. Lăta viitorii pun 5 kg de unde? Nu mai știi ce să te aștepți. Nu îmi doresc să intru la duel. Noi am vorbit că ne dorim minim 6 farfurii. M-a luat inima, Neva. Să vă spun sincer, nu pentru că vreau să mă odihnesc. E că ne-ar trebui și nouă măcar 2-3 câștiguri. Hai, încă 8. La noi. Încă 8. Vezi acum iar tank de verzi. O să zic că și ea că a fost cartoful crud. Din ce în ce mai rău, frate, pe ce zice trece, parcă din ce în ce mai rău. Haide, magentele. Haide. Hai. Bine. Știi că sunt tipuri de ăla nervos. Uite, vezi când ai 3, mai sper că mai intră măcar 3. Așa, adică are de unde să... Corect? Are de unde, are de unde. Câștigăm și noi, nu? Bă, lasă-o, dracu. Doamne, feriște, s-a dat lumea cu sus. Bă, dar nu, că tartarul ăla nu era. Nu e. Nu e, hai că nu. Nu. Nu mai zic nimic, nu, mă. Hai, mă, că am gătit bine, mă. Păi știm, dar... Degeaba, bă, dacă gătim bine și nu intră rezultat, mă. Ori avut pâine pe masă, ori primit din oficiu pâine, să poată să mânce chestia aia? Am în 4 farfurii, noi n-avem niciuna, este incredibil. Mai mult decât mă așteptam să ia. I-am zis că ia 0. N-a luat 0, bravo lui. A 3 e mult. Mamă, 3-1-0, dar jim între. Important e cu cine intrăm la duel. Intrăm cu cine? Asta contează enorm de mult. Cine? Situația e tristă. Normal, deja sunt 3, dacă mai au 2, e gros. Cum fi, mă, mâncați așa? Dai ce-ai cadat să-mi faci bine? Hai, Doamne, hai, mă, toate odată să scăpăm de stres și gata. Na, mă, hai, toate odată. Eu pregătit de cutiță deja, sau individuală. Hai să mergem în individuală. Nici astăzi pierdem nimeni. Verde! Hai! Bravo! N-am luat-o la... Bravo, tătic. După cum ne-a obișnuit echipa lui șef Sorin Bontea, mai târziu a intrat și verdele. Nici nu mă bucur așa tare, adică ok, zic bravo, avem și noi o farfurie. O, ce tare sunt. Ce tare suntem noi, intrăm și noi o farfurie. Păi, am luat-o la asta vrăjeala, că n-ai avut, păi, n-ai avut preparată, n-ai avut preparată zero. Și deja sunt 5 farfurii intrate, mai sunt 6 toate. Hai să sperăm că vin toate odată. 5 farfurii, mai vrem sunt 6. Vrem și noi un câr de gâști, vă rugăm frumos, așa un cârduleț. Mai sunt 6. Astea 6 se duc la o singură echipă. Păi ritmul ăsta, nu cred eu că albaștii rămân doar la o farfurie, că nu cred. Și ca drept dovadă, albastru. Bine, mă. Bine. Hei! Bun! Da, ăsta e ghinionul pe care l-avem noi. Nu mai pot să mai stau în picioare, să-mi bag picioare, nu mai pot. Da, nu mai. Mă doare spatele foarte tare. Am deja mult prea mare emoții pentru treaba asta, pentru că nu mai suport să pierd. Bă, ceva se întâmplă la verde ăla acolo. Da, vei fi surprins. Ceva se întâmplă la verde, o să rămână pe farfurie. Nu. Ce? Nu pot să cred. Ce? E, cred. Bontea, eu așa cred, părerea mea e că vezi. Cel puțin, bă, vreo două tot mai, n-ai cum, bă, mă, că a fost bun, pe bune. Ce ai zis, mă, Sorine, că n-am auzit? Că o să rămân cu o farfurie. Acum înțeleg eu de ce dai tu amulete doar pe mine, că nu, mă, stai liniștit, că intră mai multe la tine, stai liniștit. Bă, hai, mă, că ai gustat cu noi de farfurie. Da, mă, a fost bună, hai, mă, dar, bă, nu poți să bună, zici, hai, mă, față, bă, a fost bună, hai să nu... Dar ce nu-ți iei, mă, măcar schimbă-ți o munecă cu verde. Nu, mă, nu, hai, mă, hai, mă, schimbă-ți o munecă cu verde, mă. Băi, Dumitru, hai, mă, Sorina, dă-i și tu lui o munecă verde, mă. Hai, mă, că eu nu-ți nebun. Dă o să-i dau, mă, dintr-o farfurie, ce să-i dau. Am momente de-astea de sinceritate când... Ca să vină magenta, mă rog, mă. Adică ții mai mult acum să intre la verde decât să intre la tine. Și sunt convins că Bontea atâță focul acolo să-l facă pe Scărătescu să arde-l pe Dumitrescu, arde-l pe Dumitrescu, pentru că Bontea nu are amulete să le joace. Deci le joacă pe ale lui Cătălin. Cătălin fără să-și dea seama. Sau nu exageram, șef. Sau nu exageram. Și, bă, tu crezi că eu nu-mi doresc să intre toate magenta acum? Dar stai un pic, că până una alta combinație e între tine și el. De fapt, nici măcar nu e o combinație. Te manipulează Bontea cum vrea el. Verde, băi, hai, bă. Bravo, bă, Cătăline, mai zi o dată așa.
Mai zi. Una și gata, ajunge. Una-ți mai dau, da? Bă, în seara asta joc la lot, o să n-am patru. Mai zici tu una, mai zic eu una, hai. 4 și 37. Mai sunt... 4. Hai, mă. Bă, nu, noi nici nu vrem multe, câte una de fiecare. 6. Nu mai mănâncă lumea pui cu smântână. N-am mâncat nici când am făcut pește noi, frate. Mă, farfuria verzilor astăzi a avut un plating mișto și a avut culori, a avut texturi acolo. A fost o farfurie mișto. Pește fin, piure fin, morcovior. Hai, mă, cu verde, mă. M-a apucat toate alea pe aici. Sunt în 6. Vină, mă, verde! 6 la 8. Dacă nu intră verde, nu mai avem nicio șansă. Mă, dacă luăm una acum, a? Să fie egală astăzi. Ha, Ferică Geamantan. Fără îndoială, punctul de colaps al fiecărei confruntări este atins în ritm tensionat la numărătoare. Iată cel mai bun exemplu de stare tensionată pe care toată lumea o trăiește ca pe ghimbi. Mai sunt devenit 4 farfurii. Pește fin, piure fin, morcovior. Hai, mă, cu verde, mă. Igre de somon. Adică, elegant așa, ca pentru artiști. M-a apucat toate alea pe aici. Să fie egal astăzi. Păi, deci, din momentul ăsta se poate întâmpla absolut orice. Mai sunt 4 farfurii de intrat. Oricine poate să câștige, oricine poate să piardă, poate să fie egalitate, poate să întâmple orice. Unde va să duc astea 4 toate? E prea lungă. Da. Bine, bine. Bine. Mamă. Mai sunt 3. Wow! Dar de ce? N-a fost rău. Poți să-mi mint că a fost rău la albaștri în farfurie. N-a fost. Eu am zis că mă lupt cu Dumitrescu astăzi. Eu zic că pe la voi cam atât. Mă, dar mai tași de din gură, că nu mai... Bă, nu mai... Bă, la mine... Să-ți spun și de ce. Lasă, la mine, Scărlătescu... N-ați putut să comunicați. Hai, mă, lasă. La Scărlătescule, la mine acum... Băi, câtă, bă. Intră 3 verzi. Nu. La toate la iau 3. Bă, ca să fie bine, uite, ai zis că iau 3. Următoarele două la mine și gata. Nu, intră 3 verzi. Da, și intră 3 verzi. Intră 3 magenta nebună care ești. Bravo, asta. Așa, mă. Dacă următoarea nu e verde, stăm la duel. Indiferent de ce am vrea noi să facem. Eu am și zic, ori plecăm toți la duel, ori numai noi și cu albastră. Dacă luăm una acum, e safe. Intrăm jumate, e ok. Da, am un feeling că o să vină Mova azi. Na, speranța o moare ultima. Speranța nu moare ultima, moare odată cu tine, că n-are cum să moare ultima dacă tu ai murit. Dar, în momentul când vine o farfurie, bă, tot te mai gândești, nu mai văd și pe șef Scărlătescu așa optimist, dar sunt așa, un fel de... 30-70% că intru la individuale. Hai, 3 mobili și aia e. Hai, să vină... Mobili! Să vină mobili! Să vină 6 la mob. Cam aici începe să crească tensiunea, în momentul ăsta. Păi și durează după aia. Dacă nu intră verde, nu mai avem nicio șansă. Când va fi? Trebuie să fie verde restul, te rog. Și acum începe emoțiile nasoale. Deja nu puteam să mai respir. Pentru că acum e decisiva. Bravo, bă! Nu cred, nu cred, chiar nu credeam asta și au intrat toate. Mamă, 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 verde, 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 am luat-o pe ele, mi-am aruncat-o în sus, eu m-am întors, i-a scăpat cu aia pe jos. Da, mă, un câștigat. Bravo, mă. Mamă, mamă, la asta neașteptam. Am rămas așa când am văzut 3 verzi, mi-a luat Mau. 3 verzi? N-am înțeles nimic. Eram atât de supărat, eram mâhnit. Pana mea, noi suntem gata de duel. Da, farfuria verde a arătat cel mai bine. Nu am apucat să gust, dar nu pot să... Azi nu am ce să zic. Ce-ai făcut, mă? Băi, ascultă-mă!
Când ai de gând să mă asculți, Gogule? Când? Nu mai certa. Păi nu, dar când ai de gând să mă asculți? Asta, bravo, la tine e. Bravo. Ha, Ferică Geamantan. Bravo, Sorinaci. Ce să zic? Păi așa să te gătești, mă. Așa să te gătești, să nu se ia nimeni de tine, să nu spună nimeni bețe în roate. Foarte frumos. Bă, ce v-am zis eu? Deși mie mi-a plăcut mai mult al lui Florin, șansele erau mai mari să câștige tătic. Mulțumesc, Cătălin. Sper să auzi asta după.